Primăria Chișinău s-a transformat într-un șantier bemol în lucru. Nu cumva o să facă benzinărie și aici? Sunt documente semnate de Nestor Grozavu, Valeriu Didencu, care permit construirea unei benzinării. Bulevardul Renașterii, dar nu scrie unde. Coordonat cu liga de baseball. Benzinărie și baseball, diferență mare, nu? Chiar dacă începi cu B. Bulevardul Renașterii, Dușolcată unde. Tot bulevardul îi poți facă benzinării. Văd că e desenat ceva acolo. Strada Bulbocica. Existent. Frumos. E, nu-i crucea asta, e un bar scos de pe șantier, de lângă circ. Socialiștii le-au luat de acolo și le-au adus aici. Miliția nu oprește expoziția. Înseamnă că vrea poporul să vadă așa ceva. Nu vă smaștea. Nu vă rămeși capa.